Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiectele ediției. Din cauza pandemiei, autoritățile au interzis în acest an festivitățile dedicate sărbătorilor de iarnă în colegii și universități. Organizarea sărbărilor e permisă doar în grădinițe și instituții preuniversitare, însă doar cu respectarea măsurilor sanitare. Prețurile la carburanți au explodat peste noapte. Mai multe stații PECO din Republica Moldova au afișat azi prețuri mai mari de 60 de bani, atât la benzină cât și la motorină. Cetățenii Republicii Moldova pot merge în Ucraina doar dacă prezintă un test negativ la COVID-19. Cei care nu-l au, intră în carantină pentru 14 zile. Din cauza pandemiei, autoritățile au interzis în acest an festivitățile dedicate sărbătorilor de iarnă în colegii, școli profesionale și universități. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a permis organizarea sărbărilor doar în grădinițe și instituții preuniversitare, însă fără prezența părinților și cu respectarea măsurilor sanitare. Potrivit Comisiei Naționale de Sănătate Publică, pe fondul agravării situației epidemiologice au fost impuse mai multe restricții privind organizarea activităților extrașcolare. Astfel, în școli și grădinițe, sărbările se vor desfășura fără părinți, iar educatorii și profesorii vor trebui să aibă grijă de respectarea măsurilor privind distanța socială. Autoritățile au anunțat că de săptămâna viitoare vor fi suspendate și activitățile extrașcolare, precum cercurile sau secțiile sportive care se vor desfășura de la distanță. Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Sănătate Publică, administrația instituțiilor de învățământ trebuie să le asigure copiilor condiții de respectare a igienii, iar profesorii și elevii din clasele gimnaziale și liceale sunt obligați să poarte măști de protecție. Potrivit unui ordin al Ministerului Educației, ultima săptămână de studii de dinaintea vacanței de iarnă se va desfășura online în toate instituțiile de învățământ. Astăzi, în Republica Moldova, au fost confirmate 1459 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 după prelucrarea peste 3000 de teste. Astfel, numărul bolnavilor a ajuns la peste 125.000. Printre cei diagnosticați cu noul coronavirus sunt și 65 de lucrători medicali. Totodată au fost înregistrate 26 de decese cauzate de complicațiile provocate de virus. În prezent, în spitale sunt internați aproape 4000 de pacienți, dintre care 300 sunt în stare extrem de gravă. Peste 9000 de persoane au forme ușoare de COVID-19 și se tratează acasă. Cei care au suferit de COVID-19 trebuie să consume alimente sănătoase și să facă mișcare fizică pentru a se recupera. Sunt recomandările specialiștilor din sistemul sanitar, care au organizat o campanie de informare pentru a ajuta pe foștii bolnavi de COVID să-și fortifice starea de sănătate. Potrivit specialiștilor, cei care au fost bolnavi de COVID-19 trebuie să consume neapărat multe lichide pentru a-și hidrata corpul și pentru a elimina toxinele din organism. Apa cu lămâie și ghimbir, ceaiurile sau sucurile naturale contribuie foarte mult la recuperarea organismului după COVID-19. La fel vom descuraja toate tipurile de energizante, alcoolul, bineînțeles, sucurile îndulcite, cele bogate cu diferiți coloranți, aromatizatori, se acceptă și se recomandă sucurile fresh de legume în combinație cu fructe. După infectarea cu COVID, o atenție deosebită trebuie acordată alimentației. Este important consumul alimentelor bogate în nutrienți. Sunt recomandate și produsele care conțin unele grăsimi, precum nucile sau semințele. Se descurajează tot ce ar crea acel efect inflamator. Asta înseamnă zahărul, produsele bogate în zahăr, făina albă rafinată și toate produsele adiacente, mă refer la pâinea albă, tot felul de chifle, biscuiți, care au conținut mare de, și de zahăr, și de alți aditivi, și de drojdii. Drojdiile se exclud în această perioadă. La fel vom descuraja alimentele care nu au niciun rost. Deci nu sunt bogate nutritiv, au doar calorii goale. Mișcarea e un alt factor important pentru recuperarea celor care au suferit de COVID-19. Se recomandă a iniția programele de exerciții medicale, de gimnastică medicală, în perioada post-acută sau atunci când avem situația clinică stabilă. Culcat pe spate, așa, la un inspir,
ridicăm mâinile, da, sus sau facem extensie. 1, 2, 3, facem inspir pe nas, la 4 expir. Specialiștii spun că exercițiile fizice după COVID trebuie să fie legere. Din șezut, o mână o punem pe cutia toracică, una pe abdomen, cu ochii închiși, respirăm liniștit până ajungem la frecvența de respirație 16-18 respirații pe minut. Pacientul care a suportat infecția COVID-19 este foarte important pe parcursul lor să gestionăm oboseala și respirația. Ministerul Sănătății a transmis toate aceste sfaturi în perioada unei campanii de informare care în scurt timp va fi urmată de alte evenimente de acest fel. Cetățenii Republicii Moldova care vor să meargă în Ucraina sunt obligați să prezinte la frontieră un test negativ la COVID-19. Acesta trebuie făcut numai târziu de 48 de ore de la data traversării hotarului. Decizia a fost luată de autoritățile de la Kiev după ce Republica Moldova a fost inclusă în lista statelor cu risc epidemiologic sporit. Cei care nu vor prezenta testul la COVID vor intra în carantină pentru 14 zile. Între cei scutiți de aceste măsuri sunt copiii mai mici de 12 ani, studenții care învață în universitățile din Ucraina, persoanele care se află în tranzit pe teritoriul acestei țări, șoferii care transportă marfă sau cei de pe cursele regulate de pasageri. Este american în acte, dar basarabean în suflet. Cum a reușit un cetățean al Republicii Moldova să lanseze o afacere de succes peste ocean, aflăm peste câteva minute în rubrica Metamorfoze. Prețurile la carburanți au explodat peste noapte. Mai multe stații PECO din Republica Moldova au afișat prețuri mai mari la benzină și motorină. Astăzi, benzina și motorina s-au scumpit în medie cu 60 de bani, iar gazul lichefiat cu 40 de bani. Astfel, după afișarea noilor prețuri, un litru de benzină cu cifra octanică 95 costă peste 16 lei, iar motorina se vinde cu aproximativ 13 lei și 45 de bani. Prețul gazului lichefiat este de 9 lei și 32 de bani. Amintim că din luna martie a anului trecut, petroliștii stabilesc de sine stătător prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, fără să depășească însă rata de rentabilitate anuală de 10%. Ultimile scumpiri au fost înregistrate în urmă cu aproape jumătate de an. Oamenii legii l-au reținut la frontiera cu Ucraina pe un deținut care în urmă cu 7 ani a evadat din închisoare și a părăsit teritoriul Republicii Moldova. Condamnat la 13 ani de închisoare pentru omor, infractorul a fost prins în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera pentru a reveni acasă. El era dat în căutare internațională după ce a evadat fără să-și spășească pedapsa pentru crima comisă. Infractorul are 33 de ani și este din raionul Căușeni. Acum el riscă ani grei de pușcărie. Noi detalii în cazul așa numitului Landromat rusesc, o operațiune de rezonanță de spălare a banilor rusești în care ar fi implicați mai mulți judecători și reprezentanți ai băncilor din Republica Moldova. Ieri, în timpul audierilor organizate de Comisia de Anchetă a Parlamentului, angajații ai Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au depus noi mărturii în acest caz. Cei de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au declarat că anumite bănci implicate în schemă ar fi eliberat banii unor cetățeni străini care au ajuns în Republica Moldova prin regiunea transnistreană. Spuneți-mi, vă rog, iată, pentru șirul de companii prin care s-a înfăptuit această operațiune Landromat, sunt între ele, ați depistat legături, sunt controlate de actuali foști politicieni sau alte persoane cunoscute societății? Șeful Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a declarat că prima dată a aflat despre existența schemei ilicite de spălare a banilor în 2010. Mai târziu, în perioada 2011-2014, au fost verificate atât băncile bănuite în implicarea în schemă, cât și întregul sistem bancar. A fost în două etape. O parte prin partea letonă, deci mai erau puncte de tranzitare, era partea letonă, dar o parte din Republica Moldova erau imediat transferate către beneficiari. Iată, direct din Republica Moldova au fost transferate în Jaș și Bănești, în adresa diverselor persoane juridice cu conturile înregistrate în bănci din 62 de statele Uniunii.
Potrivit anchetatorilor, landromatul rusesc a fost pus în aplicare prin intermediul unor persoane terțe și magistrați din Republica Moldova, care prin intermediul unor decizii de judecată confiscau sute de milioane de dolari ale unor companii rusești. În perioada 2010-2014, organizații criminale, oameni de afaceri din sectorul bancar și cel imobiliar din Rusia au transferat prin așa zisa spălătorie peste 22 de miliarde de dolari. Procesul ar fi fost legalizat de către judecătorii din Republica Moldova. Schema consta în sechestrarea conturilor deținute de firme din Federația Rusă în băncile din Republica Moldova și Letonia, care mai apoi erau trecute pe numele noilor proprietari. În cele din urmă, sumele enorme ajungeau în mai multe țări europene. După ce presa a publicat mai multe informații privind landromatul rusesc, Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova a început investigațiile. În 2016 au fost reținuți 14 magistrați și 2 executori judecătorești, care semnau decizii de judecată, iar mai apoi le puneau în aplicare. Potrivit anchetatorilor, în dosar ar fi fost implicat și funcționar de la Banca Națională a Moldovei. Peste 5200 de cetățeni ai Republicii Moldova mor anual din cauza fumatului, iar un sfert din populație este dependentă de acest viciu. Sunt datele alarmante ale Ministerului Sănătății. Specialiștii atrag atenția asupra consecințelor grave ale tutunului asupra sănătății și a riscului de îmbolnăvire de cancer. Potrivit Biroului Național de Statistică, aproape fiecare al șaselea tânăr din Republica Moldova este fumător. Este unul dintre cele mai des întâlnite vicii în rândul adolescenților. Este o deprindere destul de neplăcută și care afectează grav sănătatea. Fumatul, în general, se pornește de la vârstele din copilărie sau adolescență, neînțelegând pericolul acestei deprinderi. Potrivit studiului global al adolescenților despre fumat, unul din șase cu vârste între 13 și 15 ani sunt fumători activi, iar 10% dintre ei folosesc alte tipuri de produse din tutun decât țigaretele obișnuite. Fiecare al patrulea adolescent e expus la fumul de tutun când se află acasă. Atât este periculos fumatul pentru persoanele care îl folosesc, cât și pentru cei din jur, îndeosebi în familie, la creșterea copilului. După ce persoana a fumat o țigară, se apropie din nou născut sau de bebeluș și tot fumul ăsta se transmite. Și noi ne întrebăm, de unde se ia aceeași pneumonie cronică? De unde copilul ia și se îmbolnăvește des? Fumătorii mor în medie cu 15 ani mai devreme decât nefumătorii. Ne afectează atât căile respiratorii, începând cu laringile, plămânii, cât și tractul gastrointestinal. De 10 ani fumez. Da. Spuneți, vă rog, ce v-ar determina să lăsați fumat? Și m-ar determina să lepăt fumată, să-mi găsesc o fată de treabă. Că, în primul rând, eu nu eram un fumător, eu eram un atlet de performanță. Făceam atletică legeră de performanță, alergam câte 3-4 ori pe zi. Mi s-au întâmplat niște probleme serioase. Am ajuns să fumez câte 2 pachete pe zi. Încetul cu încetul lepăt fumatul și trebuie să încep cu sportul. Dacă vrei să lepi fumatul, trebuie să ai un stil sănătos de viață. Trebuie să consumi foarte multă apă, să mănânci fructe, să mănânci verdeață. Să dea Dumnezeu să scumpească țigările de 1000 de ori. Să lăsă fumatul. Nu aduce la nimic bun. Asta e ardere de bani și sănătate. Consumul oricărui produs ce conține tutun este un factor de risc major ce provoacă 30% dintre decesele de cancer, 90% de cancer pulmonar, 25% de boli coronariene, 85% de boli pulmonare cronice obstructive și 25% de boli cerebrovasculare. Fumatul duce la așa consecințe cum ar fi cancerul pulmonar, cancerul de laringe și anual foarte multe persoane decedează de aceste patologii sau fumatul poate să agraveze și alte patologii, cum ar fi pneumonia, astmul bronșic. Potrivit specialiștilor, fumatul e una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică în Republica Moldova, pentru că fiecare al doilea fumător moare de o boală provocată de acest viciu. Este american în acte, dar basarabean în suflet. Astăzi, în rubrica Metamorfoze, Luba Maxim îl prezintă pe Cristian Sava. Tânărul este fondatorul unei afaceri de succes peste ocean, iar printre colaborările cu care se mândrește este și celebra companie americană de film Warner Brothers. Cum a început visul lui american și ce vise are în continuare? Aflăm chiar acum. We'll be right back.
Mă numesc Cristian Sava, sunt antreprenor. Visul meu ar fi să ajung în cosmos, probabil, pe planeta Marte. Și din frici, cea mai mare frică ar fi să pierd oameni dragi. Cristian, tu ești originar din Ialoveni, dar de 5 ani locuiești în Statele Unite. Poți să-mi spui ce faci tu exact, mai exact acolo? M-am mutat acum, de fapt, peste 6 ani din Ialoveni în State Unite și locuiesc acolo, lucrez, am o afacere în State și mă aflu mare parte a timpului acolo. Cu ce vis ai plecat acolo? Cu ce idei, scopuri? Să spun sincer, nu prea am avut visuri, scopuri. M-am dus, am avut o oportunitate la 22 de ani și am încercat. Mi-am luat sacul și am plecat. Inițial cu gândul că o să stau puțin, văd care e situația, însă am rămas. Deci noi dezvoltăm produse soft, aplicații mobile și web pentru piața de State, exclusiv, și cam asta. Facem IT, programare, design, chestii interesante. Când ți-ai fondat compania? În ce an? Pe cât timp după ce ai plecat în State? Da, deci oficial noi am ieșit pe piață prin 2018, dar e o idee care eu am de mai mult timp, la care lucram așa, după job, când prindeam un weekend liber. Însă în 2018 am plecat full-time doar pe companie, mi-am făcut echipă. Motoul companiei tale, dacă se traduci din engleză în română, e că voi ajutați companiile să arate minunat. Cum anume faceți voi chestia asta? Și dacă vă reușești să le faceți așa o imagine? Eu zic că ne reușește, desigur. Noi ne focusăm pe o parte. A face o aplicație mobilă din mai multe părți. Noi ne focusăm doar pe partea de front-end. Inițial am început ca oricine, făceam totul. Pentru că, na, eram la început, aveam nevoie de profit. Ulterior am descoperit că, pe uite, suntem mai buni la asta și hai să facem doar asta. Și clienții au apreciat și uite așa am crescut. Și mai avem de crescut, dar suntem pe o traiectorie bună. Câți angajați aveți și de unde sunt ei? Lucrăm la distanță, absolut toți. Suntem în jur la vreo 10, de peste tot. Deci State, Moldova, Danemarca, România, deci cam peste tot. Și alții călătoresc, sau cel puțin călătoreau de pandemie. Și am avut oameni care plecau în Bali și lucrau, oameni care făceau turi Europei și lucrau. Tu proiectele care, uite, ați colaborat cu anumite companii internaționale. Eu, uite, am lucrat cu Warner Brothers, o companie foarte mare din State. Și aia a fost, probabil, cea mai mare companie cu care am colaborat. Multe proiecte le-am luat de mici și le-am crescut mari. Și acum au sute de mii de utilizatori. Ne axăm doar pe piața din Statele Unite. Am avut proiecte din Australia la un moment dat, însă din cauza depinsă de ori e mai complicat. Avem un proces în care programatorii avem un overlay cu Statele Unite, cu time zone-ul lor și ne axăm acolo, plus e mai profitabil. Cristian, tu ai ajuns șef, cum ne place nouă moldovenilor, spunem foarte repede la vârstă, destul de fragedă, cum s-ar spune. Cu ce provocare te-ai ciocnit tu? Ca să fiu șef? Da. Păi când angajam oameni mai mari ca mine, aveam o problemă că nu prea mă luam în serios. Nu sunt eu aia pe cât de sever aș vrea. Na, o fi și un lucru bun și lipsa de experiență. Dacă cumva pandemia ți-a afectat afacerea? Păi partea bună e că suntem, lucrăm la distanță și nu prea. Deci noi am fost printre ei norocoși care n-am fost nevoiți să ne schimbăm procesele. Lucrăm mai departe la distanță. Să știi că chiar merge mai bine acum. Asta ar fi cea mai mare provocare, cum ai spus tu, să scalezi echipa și compania. Da, e un business profitabil? Da. Cam asta tot. Poți aduc de exemplu pe paginile revistei Forbes? Păi, da. Nu e un scop al meu, dar probabil da. Deci da, se fac bani buni din programare. Și poți să fac milionar în dolari. Da, probabil da. Pentru cine contează, banii sau partea asta artistică? Ca să dezvolți ceva care uite să ceri pe piață? Aș vrea să spun partea artistică.
Banii, da, contează banii în primul rând, că dacă nu suntem profitabili, dispărem. Dar mai mult, cum ți-am spus, stilul de viață. Eu am un stil de viață care mi l-am setat cum am vrut eu. Ce ține de visul american? Complicată întrebare. Eu nu m-am axat pe visul ăla. Mie îmi place și acolo, îmi place și aici. Dar cum îți trăiești între două continente? Complicat. E complicat. Multe zboruri, multe ajustări la timp. Dar e un mod de viață. O să mă la un moment dat o să mă liniștesc și eu și o să aleg un loc. Dar care a fost cea mai mare dezamăgire a ta când ai ajuns acolo? Păi e greu și acolo. Să lucrez chestii. Na, plec la 22 de ani, ce știam eu. Dar dacă mai serios ține de dezamăgire, cum ai spus tu, nu e ca în filme. Sau cel puțin o parte e ca în filme, dar mai e și partea asta. Dar care... cum e? Păi așa e probleme. Cum crezi că ar fi fost Cristian Sava dacă nu emigra în Statele Unite? Păi chiar nu știu. Mai... oricum emigram undeva. Dar crezi că viața ta era să fie altfel aici, în Republica Moldova? Da, desigur. Era să fie altfel. Nu știu cum, mai bine, mai rău. Dar, da, m-a schimbat mult. M-a schimbat foarte mult, îți dai seama. Dar cum? Mi-a deschis în primul rând orizonturile. Am văzut oameni noi, culturi noi. Am cunoscut oameni pe care nici nu credeam că o să-i cunosc. Și apoi... mi-a schimbat puțin calea și de carieră și prioritățile în viață. Dar startup-ul care tu l-ai lansat, este... crezi că va avea un sfârșit și vei lansa altul? Am idei pe care vreau să le fac în paralel cu compania pe care o fac, pentru că asta merge bine și n-ar vrea să se termine. Dar am alte idei de produse, am idei de companii și sper să am și timp să le fac. Ești foarte activ, citind de politică, istorie. Am văzut că pe pagina ta de Facebook chiar ai donat pentru presa independentă. Cineva din prietenii tăi a lansat o campanie. Acest patriotism al tău s-a dezvoltat pentru că tu ai plecat peste hotare? Sau de fapt așa și erai? Da, cred că da. Cred că dorul de casă l-am amplificat puțin. Da, că când ești peste ocean, na, citești presă, că nu prea... altfel nu prea aflu ce se întâmplă și sunt din Moldova, deci o să fiu moldovean, nu contează unde aș locui. Dar de ce vrei să ajungi în cosmos, mai exact pe Marte? Păi îmi place Elon Musk foarte mult, deci foarte, e eroul meu. Și aș pleca cu el în cosmos. Ar fi, da. Ai toate șansele. Interesant, sper și eu. Deci el cumva e idolul tău. Da, uite, n-aș vrea să fiu ca el, pentru că lucrează foarte mult. La final avem un test rapid, îmi răspuns repede cu da sau ba. Hai. Deci, Superman sau Batman? Batman. Milionar sau miliardar? Miliardar. Ialoveni, Chișinău sau Arizona? Arizona, Ialoveni. Desculți prin iarbă sau nisip? Iarbă. Fericirea este în? În lipsa nefericirii. Cristian, eu îți mulțumesc foarte mult, îți doresc foarte mult succes și să ajungi acolo unde îți dorești, deci în cosmos. Mulțumesc pentru invitație. Continuăm jurnalul. Păstra droguri într-un stup pentru albine. Este isprava unui bărbat din satul Cernila din raionul Soroca, deconspirată de oamenii legii. Polițiștii au aflat că în cel puțin două locații din sat erau păstrate stupefiante. Cu un câine specializat în depistarea substanțelor interzise, ei au descins în gospodăriile a doi suspecți. Unul dintre ei ascundea într-un stup de albine aproape jumătate de kilogram de masă vegetală, asemănătoare cu marihuana. Substanțele găsite urmează să fie supuse expertize pentru stabilirea componenței chimice. Persoanele bănuite de comerț cu droguri sunt cercetate în libertate și riscă până la 10 ani de închisoare. Frigul iernii chinuie și animalele de companie. Cum și de ce a devenit îmbrăcămintea pentru ele o necesitate în anotimpurile reci, ne spun medicii veterinari imediat în telejurnal. Lecțiile de limbă și literatura română vor fi cu mult mai atractive pentru elevii liceului rus Mihail Lomonosov din Bălți. Cabinetul în care învață a fost modernizat cu susținerea financiară a Departamentului Guvernului României pentru relația cu Republica Moldova. Acum tinerii au condiții mai bune pentru activități menite să promoveze limba și cultura română.
Inițiativa de a moderniza clasa de limba și literatura română a venit de la părinții elevilor care își fac studiile la liceul rus Mihail Lomonosov. Этот проект был направлен на то, чтобы дети, которые разговаривают на русском языке, обучаются в русском лицее, смогли как можно больше узнать о истории, о традициях и о культуре не только русского народа, но и своих предков, это румынского народа. Кабинетul, care a devenit acum Casa Mare a Limbii Române, a fost dotat cu echipament performant pentru a permite desfășurarea interactivă a lecțiilor. În plus, elevii sunt motivați să scrie articole în limba română pentru ziarul școlii și gazete de perete. Limba română este o limbă duioasă. Eu sunt fericită că clasa noastră a fost modernizată și de acum lecțiile noastre vor fi mai interesante. Pentru mine, limba română este puțin grea, dar este foarte ușor să învați cuvinte, să citești mai mult. Pentru noi, pentru profesori, este foarte important, în primul rând, să motivăm elevii pentru un studiu mai aprofundat a limbii române. Această oportunitate, acest nou cabinet, care este dotat cu tot ceea ce este necesar pentru desfășurarea unor activități interactive, ne permite deja să accesăm și noi, profesorii și elevii, o altă treaptă mai calitativă de educație. Elevilor este mai interesant. Departamentul Guvernului României pentru relația cu Republica Moldova a susținut financiar liceul Mihail Lomonosov din Bălți în cadrul proiectului Două maluri, un singur popor. Guvernul de la București a mai donat 20 de costume tradiționale românești. Elevii le vor purta în timpul diverselor activități extrașcolare, cum sunt șezătorile sau festivalurile de tradiții românești. Ghirlandele de calitate inferioară pot provoca incendii. Înaintea sărbătorilor de iarnă, pompierii îndeamnă oamenii să fie atenți când împodobesc bradul de Crăciun sau decorează locuințele. Salvatorii atrag atenția că orice defecțiune a beculețelor poate transforma sărbătoarea într-o adevărată tragedie. Salvatorii recomandă să fie respectate mai multe reguli de securitate chiar și atunci când alegem locul pentru brad. Chestiune foarte importantă ar fi ca pomii de Crăciun să nu fie amplasați în apropierea surselor de încălzire, cum ar fi sobele, climatizoarele, alte instalații pentru încălzirea încăperilor, pentru că ar putea să se inflameze. Specialiștii îndeamnă oamenii să cumpere ghirlande doar în magazine autorizate. Să țină cont de faptul că atunci când deja este noaptea, ele trebuie deconectate de la sursa de energie pentru a evita o situație neplăcută, un eventual scurt circuit care ar putea duce la un incendiu. De fapt, recomandarea este unica, să nu cumpărăm aceste luminițe din locuri neautorizate. De multe ori oamenii optează să cumpere aceste luminițe de undeva de pe drum, din pieți, de unde nu au certificat de producție. Și respectiv, atunci nu putem fi siguri cât de utile sunt ele și cât de sigure sunt pentru familia noastră. I-am întrebat pe unii cumpărători ce fel de ghirlande și de unde le procură și dacă sunt conștienți de pericolul pe care îl prezintă cele de calitate inferioară. E frumoasă să fie aranjate, să arate bine, să... Casă, mai mult vreau casă, spar. Vă gândiți la faptul că să fie sigure? Da. Și mai bune la calitate. Astea care sunt, ele, dacă s-o ars un bec, gata, ele nu mai lucrează și poate să fie și scurt circuit de la ele. Eu da, bă, tam nu ochi dumă, bă, tam și trebuie să o chitai. Как повезет. Bună înțeles, fii simpli, simpli, da. Dar să avem sănătate, principalul. Da, atrageți atenție ca firul să fie mai gros, mai subțire. Da, el mai gros trebuie, că el e slab așa la... O să aprind. El e mai puternic, dar e să-i subțivea și el repede, să încălzește și să faci pojar. Mai ales că acum este un pericol pentru cu ele, să spunem așa. Calitatea ne stăruim să fie cât mai bună, să alegem și să oferim la fel bun. Clienții întreabă despre calitatea produsului? Mai mulți întreabă de preț, calitatea nu prea. În ajunul sărbătorilor de iarnă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să respecte normele antiincendiare. Părinții sunt chemați să nu le permită copiilor să aprindă singuri lumânări, petarde sau focuri de artificii periculoase. A venit iarna, iar la grădina zoologică din Chișinău au fost create condiții speciale pentru animalele sensibile la frig. Unele au fost adăpostite în locuri călduțe și vor fi ascunse o perioadă de ochii vizitatorilor. Alte vietăți vor primi un surplus de hrană bogată în nutrienți pentru a rezista frigului.
Și așa cum fac în natură, necuvântătoarele se retrag în ascunzișuri, iar vizitatorii le pot admira în timpul prânzului când se servește masa. Cele mai sensibile la iernile de pe la noi sunt maimuțele. De când s-a răcit, exemplarele din cele 4 specii care trăiesc la Zoo Chișinău au fost mutate într-o încăpere călduroasă și beneficiază de condiții speciale. Vor reveni în atenția publicului abia la primăvară. Doar îngrijitorii au parte de spectacol. Pentru ei e important spațiul să se respecte un regim termic și de umiditate. În plus, ca și să suplinim necesarul de raze ultraviolete, noi avem un program prin care și program planificat în care le pornim becurile ultraviolete și ei practic procură necesarul de ultraviolet din aceste becuri. Din cauza că nu au acces la lumina solară, le crește și necesarul în vitamine și în elemente nutritive. Pentru a suplini necesarul de vitamine, noi încercăm totuși din hrană să-și procure vitaminele, nu intervenim medicamentos. Unele specii de păsări, printre care și papagalii, au fost ferite de frig și pot fi admirate prin geam. Și suricatele, mamifere care în libertate își duc traiul în deșertul Africii de Sud, nu iubesc deloc zăpada și gerul. De aceea le-a fost amenajată o nouă casă. Am permutat lupii. Această volieră rămâne în goală, noi am decis să o adaptăm, să fie un spațiu adecvat pentru familiile de suricate pe care le avem. Noi avem familii numeroase, avem 3 familii care sunt destul de mari și am dorit să le facem cât mai mult acces la aer liber și posibilitatea ca ei să sape, să-și desfășoare toate caracteristici și specifice speciilor. Ursul a devenit și el mai leneș și se apropie de starea de hibernare. Zebrele sunt și ele mai pasive. Deși mai multe specii de animale s-au aclimatizat la noi, pe timp de iarnă au nevoie totuși de mai multă grijă din partea specialiștilor. Doar lupii polari și felinele se simt în largul lor când vine frigul. Iarna aduce nu numai frig, ci și vești bune. În curând, vizitatorii vor putea admira noi animale care vor fi aduse de peste hotare să completeze colecțiile existente. Este un număr considerabil de animale noi și specii noi. Și acest lucru o să-l puteți vedea, cred că, în nouul an. Două specii de feline și o specie foarte interesantă de jder. Și o familie formată din 4 lei va ajunge în aceste zile din Cehia. Cei 2 lei care i-am putut admira ani la rând au murit, din păcate, în acest an. Tradițiile strămoșești prind din nou viață la muzeul din Leova. Acolo elevii învață cum se țes covoarele după metodele tradiționale. Instructor le este un meșter popular din Filipeni care are dragostea pentru războiul de țesut în sânge. Femeia spune că își dorește foarte mult să nu se aștearnă praful pe îndeletnicirile de altă dată, iar tânăra generație trebuie să știe să ducă tradițiile mai departe. Cea care i-a făcut pe copii să asculte cu mult interes, dar și să încerce să lucreze la un război de țesut, este Maria Legalec, un talentat meșter popular din satul Filipeni. Aici este bătaie, aici este sieță, aici este script, de sub stălciri, asta e subiecta. De un adevărat masterclass au avut parte elevii clasei a 5-a de la liceul Constantin Spătaru din orașul Leova. Cu toții au fost curioși să descopere întreg procesul de fabricație, atât de familiar bunicilor noștri, dar atât de străin lor. Am încercat să croșetez, dar niciodată n-am încercat cu așa chestie. Am mai văzut în viața reală, dar nu mi-a trecut prin cap cum să pot încerca vreodată. Mi se pare un lucru foarte interesant și cred că cu puțin noroc aș putea și eu să fac. Prietele, învățați-vă țăsă, când vă-ți mărita, mama, să vedeți zăstri. Maria Legalec a reînviat tradițiile și a învățat de mică cum se folosește războiul de țesut. Ea a readus la viață un război vechi care zăcea prăfuit în muzeul din Leova. Asta e dragoste și fericirea mea, din copilărie. Fugem de acasă, mergem la vecini de oconțăs și mama o văzut când place Cu mine. Meșterul popular spune că dragostea pentru tradiții i-a rămas imprimată în suflet pentru toată viața. Și azi cu inima la dânsă. Am ele statele în Casa de Cultură la Filipeni.
Și când mă mai duc prin centru, pe la ambulator, trec acolo, doamna Alexandra Vanandas, voi mă acasă liniște, se spune, când e dor dânsă. În urmă cu decenii, orice fată de la țară știa să țeasă. Părinții își învățau copilele să lucreze cu războiul de țesut de când aveau 12 ani. Când se apropiau de vârsta măritișului, aveau deja pregătită lada cu zestre. Acum, pentru tinerele generații, aceste adevăruri par desprinse dintr-o altă realitate. Am țesut ca și dame, gherghină, curcanul harbuzului, căria zaharului, cum sunt mame, cuva. Atunci așa se numeau. Obiectele țesute erau folosite toată viața, de la naștere până la moarte. Și la un pot, spune la dițor, și sub picioare la pop în biserică, spune, și dacă n-ai filanță mare, ai tăiat din val vreo 2 metri țori și ai dat și lui Mărioară, și lui Iana, și lui Basâlca, că nu cheam la mort. Lecția de țesut de la muzeu a stârnit și numeroase amintiri. Când eram micuță, mă duceam la bunica la Cărpești și prima dată acolo am văzut război de țesut. Așa, în deletnicire, cam s-a uitat. Foarte rar găsești acum o gospodină care se poate să țesă acest război. Acest covoare și ele au denumiri foarte multe. Muzeul de istorie și etnografie din Leova se poate lăuda și cu un spațiu amenajat în memoria familiei Aldea Teodorovici. Aici se găsesc obiectele care au aparținut familiei de artiști. De la școala de artă, care Petru și Ion Teodorovici au făcut studiile, primele studii în muzică, și de asemenea noi mai avem fotografii de familie. Directorul muzeului își dorește ca numărul de exponate să fie tot mai mare, iar tradițiile și valorile acestor locuri să fie cât mai bine cunoscute și promovate. Colorate, aurii, mari sau mici, dar mai nou cu fotografii sau logo-uri personalizate, globulețele reprezintă principalul decor de pe bradul de Crăciun. O tânără din Republica Moldova confecționează globulețe personalizate pentru toate gusturile. Împodobirea pomului de Crăciun este partea cea mai frumoasă a sărbătorilor de iarnă. Iar dacă, pe lângă decorațiunile obișnuite, vă doriți unele mai speciale, puteți opta pentru asemenea globulețe personalizate, realizate handmade, care vor da un farmec aparte brăduțului. Ideea de a face globulețe pentru pomul de Crăciun i-a venit Valeriei înaintea sărbătorilor de iarnă de acum 3 ani, când se gândea la un cadou special pentru cei dragi. Întâmplător am găsit un magazin în care am văzut aceste sfere și mă gândeam cu ce pot să le asortez, ce pot să fac din ele. Am văzut câteva idei pe internet, dar cu diferite echibane înăuntru, brăduți, zăpadă. Eu m-am gândit că vreau să fie ceva original și am încercat să pun niște fotografii. Primele încercări i-au dat mari bătăi de cap tinerei. Inițial nu mi-a ieșit pentru că nu știam cum să măsor corect fotografiile. Ulterior, după mai multe eșecuri, am făcut câteva globulețe și le-am dăruit celor dragi. De atunci, în fiecare an, este o tradiție pentru mine să fac aceste globulețe. După 3 ani de experiență, Valeria a devenit meșter profesionist. Ea ne-a arătat cum confecționează decorațiuni speciale pentru pomul de Crăciun. Pentru a face un globuleț are nevoie de 20 de minute. Pentru un glob avem nevoie de 2 fotografii, de o bază pe care lipim prima fotografie. Ulterior, în interiorul globulețelor, punem zăpadă artificială. În final, asamblăm globulețul. Tânăra are sute de comenzi. Prețurile variază între 55 și 90 de lei în funcție de mărimea globulețelor. Anul acesta a fost un record pentru mine. Nu m-am așteptat să fie atât de solicitate, pentru că pentru mine este doar un hobby. Eu nu fac afacere din aceasta. Și globulețele obișnuite din magazine sunt destul de căutate. Pentru un aspect estetic, oamenii aleg de obicei o gamă monocromă. Sortimentul de globulețe avem destul de vast, la fel este după mărimi, începând de la 12 până terminând cu 180 de centimetri. Prețurile la fel se variază de la 20 terminând cu 500-600 de lei, cel mai scump. Cumpătorii mai mult vin după anumite nuanțe de culori și de asta ele mai mult acum, anul acesta, preferă mai mult nuanțele de roșu-negru. Auriu, puțină albăstui, tot este o nuanță care este întrebată. Obiceiul de a împodobi bradul datează încă din perioada Imperiului Roman. Tot atunci a apărut și tradiția de a face daruri de Crăciun.
Frigul iernii chinuie în egală măsură și oamenii și animalele de companie. Rasele de dimensiuni mici au probleme mari de la frig dacă nu sunt îmbrăcate corespunzător. Așa cum la marele case de modă se pregătesc în fiecare sezon ținute inedite pentru clienți și designerii hainelor pentru animale de companie, încearcă să diversifice nu doar materialul, dar și culorile. Medicii veterinari spun că îmbrăcămintea nu mai este un moft, ci o necesitate în sezonul rece. Șezi? Bravo, șezi. Culcat? Bravo, culcat în picioare? Bravo, în picioare. Cuze este un cățel cu fițe, pieptănatul, tunsul și împletitul codițelor sunt activități nelipsite din viața lui de câine. Animalul are parte și de cele mai moderne și diverse hăinuțe. Avem 5 feluri de costumașe, este foarte călduros și îl protejează de frig, mai avem și unul care este cu strat protector, da? Atunci când este plouă îl îmbrăcăm ca să nu se ude. Cristina a pregătit deja hăinuțele speciale pentru sărbătorile de iarnă. Acest costumaș a fost cusut special la comandă, la o croitoreasă, ca să avem și noi Moș Crăciunul nostru acasă, deci a fost cusut după mărimile lui Cuzea, ca să-i vină perfect și să-i fie comod. Cățelul este considerat membru al familiei și primește tot ce-i mai bun. Este chiar și vedeta casei pentru că se filmează și în videoclipuri. Cel mai recent clip a fost filmat la Pașa Parfenii, unde Cuzea a jucat rolul unui cățeluș a unei bătrânici. La fel a mai participat și la fotosesiuni. Este ca un copilaș, este foarte drăgălaș, are și el caracterul lui. Și Irina are mare grijă de cățelul ei. În garderoba lui Safir sunt 15 hăinuțe. Unele sunt hazli și au forme de dinozaur sau ursuleț. În perioada rece, întotdeauna îl îmbrac ca să nu are probleme cu sănătatea. Îmi place foarte mult să aibă o hainuță mai faină, mai frumoasă și mai sunt hainuțe care, desigur, îl protejează de temperatura rece. Mă plimb cu el nu mai mult decât 10 minute, 15, deoarece intră apă în lăbuțe și nu poate să meargă. Veterinarii spun că nu mai este un moft îmbrăcămintea, ci o necesitate pentru a proteja animalele de companie. Ele stau acum mai mult în casă și și-au pierdut abilitățile de a rezista la temperaturi scăzute. Cel mai mare pericol reprezintă umiditatea, adică pe noi ne interesează, spre exemplu, dacă timpul ploios mai mult să îmbrăcăm câinii, din ce cauză că ei de obicei sunt spălați periodic și blănița lor nu mai are statul acel protector de grăsime care să nu permite să intre umiditatea până la piele. Aceasta este mai mult impermeabilă și se potrivește foarte bine pentru timpul acesta al nostru ploios și răcoros. Sunt și rase de câini care nu au nevoie de hăinuțe, blana lor este lungă și deasă și le asigură confortul termic necesar. Marina militară israeliană a procurat cea mai modernă navă de luptă din istoria sa. Care va fi principala sa misiune, aflăm peste câteva momente în telejurnal. Știri externe acum. Grecia relaxează de mâine unele restricții antipandemice. Înainte de sărbători, autoritățile au dat undă verde pentru redeschiderea librăriilor și saloanelor de înfrumusețare. Din cauza supraaglomerării serviciilor de curierat, magazinele pot funcționa pentru clienții care au cumpărat produse online și vor putea merge să le ridice personal. În plus, restricțiile de circulație pe timp de noapte vor fi impuse începând cu ora 22, cu o oră mai târziu decât acum. Restaurantele, barurile, localurile de cultură și divertisment rămân închise până pe 7 ianuarie. Bisericile vor fi deschise doar două zile, de Crăciun și de Bobotează. Pentru cei care merg în Grecia, autoritățile au redus perioada de carantină obligatorie de la 10 la doar 3 zile. Agenția Americană a Medicamentului a aprobat în regim de urgență utilizarea vaccinului produs de Pfizer. Imunizarea va începe în câteva zile, iar prima persoană vaccinată din Statele Unite va fi președintele Donald Trump. Agenția pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite a acordat o autorizație de utilizare de urgență a vaccinului realizat de companiile Pfizer și BioNTech. Studiile arată că serul are o eficiență de 95% în prevenirea bolii.
The United States is the first nation in the world to produce a verifiably safe and effective vaccine. Limita de vârstă inferioară de la care poate fi administrat vaccinul este 16 ani. Planul autorităților americane este să înceapă imunizarea cadrelor medicale și a persoanelor în vârstă din instituțiile de îngrijire. Într-o primă fază se vor injecta 3 milioane de doze. Emergency use authorization allows us now to bring the vaccine at a time point which provides extremely high medical need to the population. It validates the safety and efficacy of our approach. It enables us to provide many million doses in the next few weeks to the US population. Vaccinul Pfizer-BioNTech a fost aprobat și în Mexic. Este a patra țară după Marea Britanie, Canada și Statele Unite, iar imunizarea va începe și aici în următoarele săptămâni. Se agravează criza din Albania, provocată de un polițist care a împușcat mortal un tânăr fără mască de protecție. Sute de oameni au protestat față de violența nejustificată a poliției, iar ministrul de interne a demisionat. Premierul Edi Rama le-a cerut iertare părinților victimei. Poliția albaneză a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a treia noapte de proteste violente. Sute de oameni continuă să iasă în stradă după uciderea lui Claudian Rașa, în vârstă de 25 de ani. Tânărul a fost interpelat de poliție pentru că nu purta mască și era în oraș după intrarea în vigoare a interdicției de deplasare. Poliția a spus inițial că acesta era înarmat și că a opus rezistență, afirmații retrase ulterior. Familia tânărului a declarat că acesta ieșise să-și cumpere țigări. Pasi është i dyshuar për veprën penale vrasja e kryer me kapërcim të kufive të mbrojtjes së nevojshme parashikuar si krim nga neni 83 i kodit penal. Ministrul de interne și-a dat imediat demisia, iar într-o intervenție televizată, premierul a cerut iertare familiei victimei. Efectiv, polițist ka vrar një njeri në mënyrën më të pashpjegueshme dhe në tani dhe krejt pas një lidhje me ndonjë mision, operacion apo objektiv. Opoziția l-a acuzat direct pe șeful guvernului și a cerut demisia. Protestele începute miercuri seară probabil vor continua, anunță organizatorii. Tineri violenți au distrus mobilier stradal, au spart vitrine și au incendiat decorațiunile de Crăciun din centrul Tiranei. Proteste similare au avut loc și în alte orașe ale țării. Curtea Constituțională din Austria a decis că legea care le interzice fetelor de până la 10 ani să poartă vălul islamic în școală este discriminatorie. Legea a fost adoptată de conservatori împreună cu extrema dreaptă. Norma juridică nu menționează totuși vălul islamic. Se referă doar la piesa vestimentară religioasă care acoperă capul. Curtea Constituțională a decis că este vorba în mod evident de vălul islamic. Dacă în perioada alianței cu extrema dreaptă, conservatorii doreau să extindă interdicția vălului în școli până la 14 ani, au renunțat la idee după divorțul dintre cele două formațiuni în 2017. În prezent, conservatorii sunt în coaliția de guvernământ cu Verzii de stânga și și-au mai nuanțat poziția. Marina militară israeliană a recepționat cea mai modernă navă de luptă din istoria sa. Corveta purtătoare de rachete SAR-6 a fost construită în Germania. Un sfert dintre marinarii aflați la bord vor fi din cadrul comandourilor speciale alcătuite din bărbați și femei. Principala sa misiune va fi apărarea platformelor marine amplasate la linia de demarcație dintre Israel și Liban, țări aflate în dispută. Vasul va fi urmat de încă 3 care vor fi livrate anul viitor. Astfel, Israelul va avea 15 vase de luptă moderne. Deși flota sa militară e mică, ea poate merge în misiuni până în Marea Roșie și Golful Persic. Achiziționarea noilor nave de luptă are loc pe fondul amenințărilor Iranului, care a anunțat că va riposta la uciderea savantului care a coordonat programul nuclear al țării. Să vedem acum datele meteo.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Săptămâna se încheie cu vreme ploioasă. La noapte, valorile vor oscila între 1 și 9 grade cu ploi pe arii extinse. Mâine, maxima va urca până la 9 grade. Vor fi în continuare precipitații. La Chișinău, în această noapte, vor fi 3 grade, iar mâine, în mercurul din termometre, va urca până la 7, poate 8 grade. În România, vremea se va menține închisă, dar și cu mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată din calendar, îndeosebi în sud-est și local în centru. Doamnelor, domnilor, atât despre vreme la această oră. Numai bine! Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O seară cât mai frumoasă vă doresc. La revedere!